ce face șobolanii mei, că nu m-ați mai văzut de 8 zile, ceva de genul ăsta. Bă, am fost răcit, nu prea am avut chef să filmez, nici n-am avut inspirație. Astăzi sunt cu Lăzărică, dar Lăzărică îi dă piept, îi dau picioare. O să vedeți un pic cam ce fac eu în antrenamentul ăsta de picioare. Hai să-i dăm drumul, începem cu încălzirea. Prima parte a încălzirii constă în detensionarea grupelor evident tensionate. Am început cu tălpile, pur și simplu am rulat talpa pe o ganteră. Nu recomand să-l faceți dacă aveți șosete rupte sau sconci în loc de picioare. După am trecut la gambe și am continuat pe tot lanțul posterior, urmat de femoral și fesieri. Dacă aveți activități care vă țin mult în poziția așezat și aveți sau vreți să evitați durerile de spate, faceți drillul ăsta ce rulează pe ecran. Merge și pe foam roller, dar mie îmi place calea grea niciodată, scurtătura, tank, sunt ca un tank. Că tot vorbeam de foam roller, l-am folosit pentru detensionarea spatelui, câteva mișcări ample pentru toate părțile. Și un factor foarte important, gâtul. La eforturi mari avem tendința să băgăm bărbia în piept și habar nu aveți câte mesaje legate de durerile cervicale primesc. Așa că hai să-i acordăm mai multă atenție. Niște flexi extensi în diferite poziții chiar o să facă diferența pe termen lung. După detensionare, m-am apucat de mobilitatea la nivelul coloanei, trec prin mișcările principale, flexii extense, înclinări laterale, răsuciri, lucrez atât segmentar cât și global. Spre binele vostru, oferiți un minim de atenție coloanei și treptat o să vedeți îmbunătățiri în viața voastră. Dacă acum vă considerați mei și nu faceți voi așa ceva, din vari motive, povestim după 40 de ani. Bun. Aici am făcut testul Faber, să vedem cum stăm cu mobilitatea la nivelul șoldului. Pe dreapta bine, pe stânga meh, așa că m-am apucat să cresc spațiul intraarticular. Limitarea aia de mișcare o să afecteze amplitudinea de mișcare la genul sau presă și dacă o să încerc să forțez peste acea barieră, mișcarea o să se compenseze și pe termen lung undeva ceva o să se strice. De cele mai multe ori o să fie lombarul. Am refăcut testul după exerciții și acum se poate observa o îmbunătățire destul de evidentă, zic eu. Te dor genunchii la squat, presă, bla bla bla, fă testul ăsta să vezi diferența de mobilitate la nivelul gleznei. La mine e o diferență clară, așa că m-am apucat să cresc spațiul intraarticular la gleznă. Interesul îi să menții genunchiul pe direcția vârfului și să nu ridici călcâiul de pe sol, atât la exercițiu cât și la test. După cum se vede, am rezolvat încă o problemă. După am început să mă joc puțin cu rotația internă și externă a șoldului, iar pe finalul încălzirii am făcut niște exerciții de core strength. De ce? Pentru că nu e suficient doar să fii mobil, trebuie în același timp să ai și control și stabilitate pe mișcările realizate. Ați putea zice că e exagerată încălzirea și voi nu o să faceți asta. Ei bine, eu n-am nimic împotrivă. Pentru că trebuie să mănânc și eu o pâine ca și kinetoterapeut. Deci dacă pe viitor vă accidentați sau deja sunteți avariați, știți unde mă găsiți, veniți cât mai am locuri disponibile. Trecând la antrenament, vă zic din start, am făcut două seturi de lucru la fiecare exercițiu, ambele duse la epuizare, de obicei prima serie epuizare tehnică RIR0, iar a doua peste epuizare cu repetări parțiale sau tot epuizare tehnică cu RIR0. Am început cu un super set clasicul aducții-abducții. Nu o să zic că e un exercițiu de încălzire, consider că sunt deficitar pe aductori în special și prefer să-l prioritizez în antrenament pentru că nu-i tasant pentru sistemul nervos central și pot să dau maxim fiind neobosit de la alte exerciții precedente. Exercițiul 2, flexii pentru femoral din culcat, aceeași poveste, îl dau mai repede în antrenament pentru că nu-mi dă daună pe SNC. Asta a fost al doilea set, după ce n-am mai putut să fac repetările complete, am trecut peste epuizare cu repetări parțiale controlate. Exercițiul 3, pendulum squat, e tare mișto varianta asta de la Panata pentru că are tensiunea maximă într-o zonă de mid-short și astfel cea mai grea parte a mișcării e fix unde quadricepsul are cea mai mare implicare. De asta poziționez tălpile mai apropiate pentru a reduce implicarea celorlalte grupe angrenate în mișcare. Exercițiul 4, RDLs, am chemat-o pe nepoata asta random din sală să mă ajute, tipa nu vorbea română și ne-am înțeles cam greu pentru că mi-am schimbat eu greu tastatura din română în engleză. Anyway, fac RDL la bell squat, pur și simplu, asta e variația pe care o simt cel mai bine din toate. Exercițiul 5, presă, urmăriți vă rog frumos acest tempo de execuție mirobolant să facă spume toți bombardierii care fac sferturi de mișcare. Aici optez pentru un wide stand pentru că vreau să intre mai mult fesierii, aductorii, bla bla bla.
Exercițiul 6, hiperextensii pentru fesieri, coborât suportul pentru bazin sub nivelul bazinului, dacă țineți genunchii ușor îndoiți, o să intre ceva mai mult femoralul. Când execut, îmi imaginez că împing bazinul în suport, e aceeași șmecherie ca la sexy time pentru cine practică. Dacă nu practicați, atunci nasol. Iar ultimul exercițiu, donkey calf raise, n-am mai văzut varianta asta de aparat în nicio sală. Dai rupere pe gambă și foarte mișto la finalul antrenamentului pentru că poți să streciuiești puțin tot lanțul posterior. Ăsta e antrenamentul meu actual de picioare, din câte ați văzut focusul nu-i pe quadriceps pentru că stau destul de bine pe el și am alte grupe de adus din urmă, după cum am zis la început. Din câte s-a văzut, forma de execuție este impecabilă la fiecare exercițiu, lucrând cu greutăți mari, nu risc să periclitez pentru că nu urmăresc să schimb categoria pe mens fizic. Aici avem masa post-workout, orez cu pui și cu broccoli, dar broccoliul l-am mâncat. Pe bune, orezul cu pui. Că tot vorbeam de SNC în videoclip, bă, mi-a dat daună pe SNC să editez videoclipul ăsta, că nu mi-a ieșit mie niște chestii. În fine, sper că v-a plăcut, că l-ați găsit instructiv. Dacă aveți nevoie de SBIC-ul pentru planul personalizat de antrenament, de nutriție, online coaching, personal training, kinetoterapie, lăsați-mi un mesaj. V-am pupat, ne vedem data viitoare.